Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Varza tăiată cam de vreun deget, așa grosime a vrut. Ia uite-te puțin la mine. Ia. Domnul Scărătescu? Da. Lasă-mă puțin, că am treabă. Dă-mi și mie o varză din asta, una din asta, ia-o. Uite, și bag-o puțin până... Exact. Uite, lasă-mă, mă, să un pic! Ei, gata, asta e. Așa vrei? Asta o vreau prăjită. Am dat-o prin panco, am băgat-o nou și pur m-am dat-o iar prin panco. Treaba asta a fost o muncă foarte complicată, pentru că trebuia să iau fiecare varză să se facă cu ou și cu panco. Firea la de varză. Păi ai pus câte trei, mă? Da. Eu nu vreau câte două bucăți. Ah. Gata, avem. Bun, acum vreau să le bați puțin cu mânuța. Ușor că le rup. Am tăiat 30 de bucăți de curcan și am început să le bat cu podul palmei acolo cât mai mult încât să pot să le fac șnițel. Inițial nu știam că voi face un șnițel de curcan. Mă gândeam la totuși cu totul altceva. Hai mai repede, mă, cu astea, că trebuie și să intrăm cu ele pe... Da, că dacă carnea nu se gătește, n-avem cum să o facem. Îți ajunge usturoiul, îți ajunge ceapa. Pune carnea la făcut, prietene, că acum după aia n-avem carne să băgăm în ea. Ce m-a interesat pe mine în gestiunea timpului a fost să intrăm cu astea în cuptor foarte repede. Carnea să fie gata, varza să fie gata, chinoa să fie gata. Auzi? N-ai varza la călit, dar tu toci pătrunjelul, leușteanul. Ce dracu toci acolo? Hai să punem varza la călit. Mă apuc să toc varza cu Ștefan, tăiem varza Julien, șef era acolo pe noi. Mamă, miroase ca la mamaia când făceam sarmale. Sarmale să-mi bat piciorul. Proba în sine nu e complicată ca și complexitatea farfuriei care trebuie să o facem. E strict vorba de a reuși și a da gust cărnii înainte de a intra pe cuptor și a o găti. Încă îi mai pui chestii, mă? Mai dau un pic de aromă, șef. Ha. Mai potențiem. În mod normal, încep prin a trage legumele la tigaie, dezvolți aroma, după care adaugi treptat carne și toate alea. Doar că toată presiunea timpului și când șef a zis, vreau să-mi dai drumul la carne, că aia trebuie să se gătească prima, păi nu mai stai, frate, să respect fiecare pas. Oricum ar fi, tot ajung să le călești și să dezvolt aroma în mixul de carne. Astea le bag direct într-un poș ca să turnăm frumos la final. Nu prea avem mare lucru de făcut. L-am întrebat pe șef, haideți să facem un plating mai special. Vroiam să facem smântână afumată, vroiam să ardem cu torța, mămăliga, vroiam să o dăm în ale noastre. Șef se uită la noi, bă, lăsați bă avioanele. Am zis, bă, ne bazăm pe gust. Și mă gândesc că cei din fundație să aprecieze genul ăsta de mâncare mai cu trimitere către casă. 50 de minute! Da! Și n-avem nimic gata! Așa, mă. Unde e paharul meu? Unde mă așez eu? Uite aici, aici. Aici e bine? Gata! Frumos mi-am pus căunelul. Ia dați tu mă la treabă copiii mei. Azi, șef, nici nu mă mai bag, faceți ce vreți, că oricum voi faceți ce vreți. Nu mai am putere să mai țip, nu mai pot să mă mai enervez, nu mai pot. Eu stau liniștit, Ricky vă conduce. Ricky? Da, șef? Știe toată lumea ce are de făcut? Da, șef. Deci, kimchi și două meatballs. Una de meatball și una de shrimp ball, da? Nu. Am în două amestecate. Poftim? Carne și creveți. Am înțeles, șef, este ok. N-ai înțeles nici tu nimic. Acum am înțeles. Vezi că nu ți se... Las că așa, ai la mine așa e, să știi. Nu se încinge tigaia. Păi nu, ba da, se încinge. Stai nici tu de la lumini, au știu ei, au sucotit. Da, când stă așa, opul se încinge. Da. Nu știi tu de astea. L-am văzut pe Bonte acolo că, băi, asta mi se pare că ori are foarte multă încredere în echipa lui, ori nu are deloc încredere în echipa lui și nu mai contează și abandonează lupta. Ce faci, Victorina? Stor cât mai bine, șef. A, ce storci acolo? Varza. Stor să ies. Parcă sunteți în Italia, știți? Aia bătrâni se așează la scaun. El înțeleg pe șef Bontea. S-a săturat, e obosit, e frustrat. Nu mai știe ce metode să găsească să ne pună pe noi în liniște. Elena, ce faci? Bună, credeți! Nu, te întreb ce faci așa, în general. Acum, fac bine, șef! Mă uitam de departe așa. Zic, Elena, înțelegi tu ce să gătești azi? Să întorcea și făcea șef? Nu știu. Nu știu ce se întâmplă, ești nebun, nu înțeleg nimic. Zic, ok, e bine, am început bine. Dorine, tu ce faci? În timp, voi pregătesc chinoa. Sănătoți, vă-ți voi da? Deocamdată, da. Bine. Dorin nu știe când e fiartă chinoa, Elena habar n-are ce trebuie să gătim astăzi, iar Victorina te dea cu varză. Domnul Sorin, cum le vreți? Așa sau fine dining? Uite, ia, gata, mă!
Nici nu interesează varza, lasă, mai bine. Hei, mă interesează. Corect, e important asta aici. Nu, șef, mă interesează, dar apa nu-i gata. E cu paprika, să știți. A, e bun, e bun, îmi place, îmi place. Vă mai aduc ceva? Doar nu mai la final, nu? Da. L-am simțit că e acolo un bătrânel singuratic supărat, fără niciun fel de sprijin din partea echipei lui. Hai, zis, hai mă, Sorine, îți dau un chips, o chestie. 45 de minute! Fată, te uiți tu la chinoa asta? Ce apă e aia? Pune un pic de apă aici. Cu unt! N-are nimic, pune, pune, n-are nimic. Perfect. Elena, ce ți-am zis eu să faci cu creveți? A spus, ăștia se bag la blender, ăștia să-i toc de mână și să-i amestec. Parcă e la mașină, ai băgat odată și ai scăpat de ei. Nu trebuie să stai să pierzi timp să-i toci la mână. Păi, șef, dar mi-a zis Ricky, bă, ce ți-am spus eu să faci? Șef a zis să-i tai, să-i toc de mână, vrei să-i toc așa? Da. E bine, e bine, e bine. Păi, toc să-i amestec, după ce am terminat de tocat, să-i amestec cu ceilalți, șef, iar. Așa, Mari, ai lăsat, Elena? Pe, dacă așa mi-a zis să-i toc, l-am întrebat, mi-a zis da. Mamiță. Ce să le fac acum? Nici nu știu cum trebuie să fac. Șef zice într-un fel, Ricky zice în alt fel. Șef mă ceartă că nu fac ca el, Ricky se enervează că nu fac ca el și pic la mijloc și nu știu cum să le fac. Hai cu varza, e gata varza! Asta pe față e aproape gata. Chinoa e gata. Chinoa. Chinoa e gata. Trece urge chinoa, trage un pic la tigaie, să ia gust, că n-are niciun gust. Îmi iei o mână de asta. Așa. Un pic de panko și de acolo din astea. Hați, hați, hați. Hați, hați. Iau bucata de curcan, o bag în ouă, o bag în pesmetul. Apăs bine pe ea să se lipească bine crusta mea și abia după mă apuc să-l pun la prăjit. Hai mă că ți ajunge, dar vezi că se ard. În timpul ăsta tot băteam la carne și tot îmi împezmetam să am pentru următoarea tranșă. Se ard astea, tocmai ți-a zis că se ard. Cu ce dracu le întorc? Nu aveam cu ce să le întorc eu, nu am apucat să-mi aduc ustensile pe masă. Și hai odată, uite ăla mic, ăla mare, care vrei tu. Aici ai început, nu acolo, aici ai început. Mai aveam un pic în momentul ăsta. Și îmi întorceam șnițele cu mâna în ulei. Mi-ardeau degetele, că la un moment dat făceam cu ăsta, apoi făceam cu ăsta, apoi făceam cu ăsta, apoi... Nu știam cum să fac mai repede. Haide, haide, că arată superb. Simțeam o tensiune foarte mare pe mine. Ricky! Ajunge? Da, șef? 3 minute la varză? A trecut un sfert de oră, au trecut 20 de minute, m-a ridicat după scaunul corpul, m-a luat cap. N-ai cum, bă, când divezi așa, n-ai cum. Ăla trebuie să ajungă în carne. Haideți, haideți, hai că deja am plătit. Mă duc pe la Florin. Ăia deja, chinoa era cu făcută de mult, fiertă. Ce am fiert mai repede iarăși? Chinoa. La păi, Thermomix. Nu e, mă, uite, oala. E, da? E pe oală. A, da? Păi... La noi încă fierbea chinoa. Bă, Dorine, ia vezi, mă, am fiert chinoa aia. Îngătarea. Un dracul aia fiert până acum, mă. Vă zic că n-ai pus șef imediat. Zic, bă, și eu pus imediat de la albastru. Bă, la aia, cum a fiert și la noi? Nu, nu știu, fierbe, mă! De la aia! Dorin n-a avea tata nicio treabă. El ar fi fiert-o încă vreo două ore, oricum știa cum arată fiartă și când e gata și când e gata, adică... Hai, bă, că a trecut jumătate de oră și n-ați făcut nimic. Aruncă-le! Mi tu, op, Narciso, cum ești? Eu prăjesc varză, sunt bine. Mai ai de prăjit? Mai am. Și mai vrea să mai fac. Taie una și vezi dacă e gata. Ia-o pe aia care e mai spartă, șef. Și tai-o pe jumătate, vezi dacă e gata, băiatul meu. De... Gata, nu e gata. Trebuie așa cuptor și hai, la cuptor repede cu ele, haide că nu-s gata. Singura chestie care îmi trecea prin cap este o singură chiftea să apuc să pun în farfurie. Tot începutul de probă, ai stat aici, te-a drulat banană. Timpul era la timp, nu știu ce. I-am lăsat, mă, frate, dar nu se poate când te apropii și ți-alge cuțitul la os. Trebuie să-i trezești dintr-un fel sau altul. Minutul 7, n-aveți chiftele prește? Nu, de ce? Ce sens are? N-ai, mă, cum cu ai mei, n-ai cum, mă, nu-i, mă. Patru oameni, ce să-i de chiftele? O farsă, o salată, că-i pa, o salată aia. Și două sosuri pe care le-a făcut Ricky, maioneză cu ceva, a luat maioneză din borcan, două, bă, a pus el ceva pe acolo, a mestecat un pic și aia a fost. Vreau și eu așa. Una, două aici. Una, aproape una, un pic peste cealaltă, mai încolo puțin. Încolo, așa, perfect, asta e. Hai, mai repede, mai repede. Hai, Kid, hai! Da. Ce? Kidule, lasă aia, bagă-ți piciorul. Pana mea, nu mi-a arătat nimeni cum să le pun. Pe, vin încoace cum îți trece prin cap, pe flori, pe mămăligă, pe varză, hai! Hai odată, hai! Te uiți la ele, dă-le de cu aia, mi-o dai mie și lui Botea și lui Dumitrescu. Hai, vreau să-mi faci o sălățică urgent, din. Fii atent, ceapă verde. Da. Eu te pun să faci salata aici, tu. Păi... Salată, din? Pleacă de aici. Ceapă verde și ridic. Pune kimchi, pune kimchi, că mai 6 minute. Băi, de ce dracu pui cu... Ce e atât de frumos la codiță, la codița asta erectă? Nu înțeleg. De ce îl pui așa? Când uite-l ce frumos se vede aici, în Asturium. Pune-le, mă, cum trebuie.
Da, cu... așa un pic acolo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mâine soata! Gata, ce zici, șef, este ok? Așa sper. Concluzia este că am început cu 3 chiftele în farfurie, după care ne-am hotărât la 2, după care îi mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să punem una. Rețetele Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.